De cât timp stai în România? De aproximativ 7 ani. Și unde ai stat înainte? Grecia, Atena. Întotdeauna primesc întrebarea, tu de unde vii? E destul de evident că nu sunt de pe aici după nume. Și cred că întotdeauna am o poveste când cunosc o persoană nouă. Asta ar fi o parte bună, așa un conversation starter. Și mi-e ușor să intru în vorbă folosind asta. Eu mă înțeleg foarte bine cu prietenii și colegii mei. Majoritatea prietenilor mei fac și ei parte din minoritatea germană din România. Colegii mei și cu ei mă înțeleg foarte bine. A luat puțin timp ca și ei să se obișnuiască cu mine, deși nu era ceva foarte special, să zic așa. Pot zice că mă simt român, deși am trăit vreo 9 ani în Grecia și m-am născut acolo și am copilărit și cei 7 ani de acasă de acolo i-am până la urmă. Mă simt mai mult român. Mi-aduc aminte foarte bine grădinița din Italia, nu știu, prietenele, tot. Și dacă eram mică, dar chiar țin minte fiecare detaliu, ce făceam. Din păcate nu mai am foarte multe amintiri pentru că am plecat de acolo la vârstă destul de fragedă, pe la 3 ani jumate. Și totuși, în ciuda acestui fapt, lucrurile pe care mi le amintesc sunt ciudat de exacte, să zic așa. Sunt puține, dar sunt foarte clare. Mi-amintesc când eram mică și mă jucam cu sora mea mai mare prin... Aveam un parc fix lângă casa noastră. Ne jucam prin parcul ăla. Mi-amintesc cum fugeam prin fața casei și cădeam pe niște scări. Și toate astea erau când aveam în jur de 2-3 ani. După ce îmi spun numele sau după ce persoana respectivă își dă seama că vorbesc mai mult pe germană decât pe română și m-a dat prima întrebare legată de asta e dacă vin din Germania. Nu, eu nu vin din Germania. Eu m-am născut aici în Sibiu. Părinții mei nu au plecat după Revoluție, nu au plecat. Eu, ca și persoană, mă... Cum se zice cuvântul ăla? Mă adaptez de fel foarte ușor. Mi-a fost puțin mai greu când am fost mic, doamne, mă zic că ultimul copil ce de răspuns de-alea așa seci. Păi poate că am uitat puțin limba italiană, prin faptul că am plecat, asta poate să fie un lucru, dar venind de aici, am cunoscut lucruri diferite, cultura și tot. Se întâmplă foarte des. Se întâmplă aproape mereu când fac cunoștință cu un străin și vine întrebarea de ce ești aici, de ce te-ai mutat. Nu pot să zic că e neapărat inconfortabil, pentru că nu mă afectează pe mine în vreun fel. Dar e inconfortabilă oarecum reacția oamenilor, pentru că mă întreabă, oh, de ce te-ai mutat aici, cum de ai venit aici? Trebuie să le spună, păi mi s-au despărțit părinții, lucru care pe mine nu mă mai afectează după atâta timp care a trecut. Dar apoi se simt oamenii care au întrebat, se simt rău și sunt foarte îngrijorați că m-au rănit cu întrebare. Oh, scuze, îmi pare rău că am întrebat să întreb. Nu prea știu toate tradițiile a românilor. Cred că cu familia mea am făcut așa un mix din foarte multe chestii sau care s-au îmbinat așa, tot felul de chestii care ne plăceau, care erau așa un punct frumos la o sărbătoare, la de Crăciun, așa. Și nu aș spune acum că sunt doar tradiția sașilor, e tradițiile noastre ca familie. Nu? Cu obiceiurile puțin, mi se părea foarte ciudat când am venit din Grecia, de ce se ridică toți elevii când intră un profesor în clasă, n-am înțeles chestia asta. Nu înțeleg unde e respectul în chestia asta. Să zicem mai tradițiile religioase, dacă suntem, că suntem catolici, să zicem, dar nu prea le respectăm, deci nu prea suntem noi cu tradițiile sau așa. Nu pot să zic că am simțit nevoia, dar mereu m-am bucurat când am întâlnit pe cineva ca mine, pentru că e așa o
nu știu, ca o conexiune din asta nespusă între două persoane care sunt așa jumătăți ca mine. Fiecare persoană este diferită, deși câteodată simt faptul că nu știu limba atât de bine, nu știu să comunic atât de bine, nu gândesc la fel. Ce eu o simt, o văd practic, dar nu e ceva foarte special. În familia mea nu prea suntem o familie, să zic așa. Și se mai întâmplă când sunt cu tatăl meu și ne mai întâlnim cu alte rude din partea lui să vorbească toți în rusă și eu cu sora mea, cum nu știm rusă, stăm așa și suntem pe lângă. De exemplu, în convorbire cu familia sau așa, dacă nu-mi vine un cuvânt în română, le zic în italiană sau așa, și muzica în italiană ascult, citesc, la televizor tot în italiană mă uit, deci... Oamenii cu care stau eu și oamenii în general încep să fie mult mai toleranți și mai maturi cu privire la naționalități diferite și la culturi diferite și nu mai e atât de mult cazul de rasism pe cât ar fi fost, nu știu, la alte generații mai vechi, cel puțin așa simt eu. Dar cred că a făcut și un bine, pentru că eu ceva în plus, sunt două culturi diferite, o limbă în plus, cred că a făcut un bine. Dar te-ai trăit mereu aici, nu? Da.